Aglomerație în București, mai exact pe aleile Facultății de Agronomie. Acolo a venit toată lumea care iubește mâncarea tradițională și muzica populară. E duminică și este Târgul Național de Produse Ecologice. Adriana Ionescu este în zonă. Adriana, ce ai gustat bun de acolo? O, deschizi cutia Pandorii dacă ne întrebe așa ceva, pentru că de dimineață, de când suntem aici, de la 8:30, am gustat fie mezelurile tradiționale, fie brânzeturile. Am vrut să vedem cum este braga, seamănă un pic cu cea din copilărie, însă dulceața este extraordinară. Cert este că ar fi trebuit să dureze acest târg de produse tradiționale până în jurul orei 18. După cum vedeți, însă, au rămas foarte, foarte puține produse. Asta pentru că bucureștenii au venit în număr destul de mare, au stat chiar la cozi ca să cumpere fie cârnați de casă, fie carne pentru grătar, ceafă afumată. S-au vândut foarte mult dulciurile din Ardeal, undeva în jurul prânzului deja nu mai exista nici urmă de dulciuri și, bineînțeles, păstrăvul. Imediat ce s-a deschis, târgul de la Facultatea de Agronomie din București a devenit un furnicar. Oferta e foarte bogată și produsele sunt 100% naturale. Oțet de mere pădurețe, fără zahăr pentru diabetici. Oțet îmbunătățit cu mugăraș de braș și miere de albină. Prăjituri de casă făcute în Maramureș. Cu nes puțină, cu nucă întreagă, cu cocos, cu mac și cu brânză. Sunt produse făcute în casă, 100% naturale. Pește prăjit după rețete din Moldova. Păstrăvul prăjit și mămăliguță și usturoi cu leuștean adus tocmai de la Bacău. Uleiuri speciale fără colesterol de floarea soarelui presat la rece, de rapiță, muștar sau dovleac. Este eficient în eliminarea paraziților, conține foarte multe vitamine A, D, E și F și K. Sau săpunuri de casă. Comentul și că nu mai știu ce. Săpunuri naturale, făcute din ingrediente exclusiv naturale. Care săpună îți placeți? Acesta, pentru că este cu lapte de capră, miroase frumos. Clienții au venit, au gustat și și-au umplut sacoșele. Cum e? Bun. Păstrăv, foarte bun, am luat și data trecută de aici. O dată pe săptămână merită.